Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Accident teribil în capitală, o femeie de 23 de ani a murit, iar alți doi tineri de 22 și respectiv 21 de ani au fost răniți. Toți se aflau într-un Opel care la un moment dat a derapat și s-a izbit într-un copac. Tânăra a murit pe loc, iar conducătorul Audi a rămas blocat între fiarele contorsionate ale automobilului. El a fost descarcerat de salvatori și transportat de urgență la spital. Nenorocirea s-a produs noaptea trecută. Eu nu știu cine a fost la rut. Nenorocirea s-a produs după miezul nopții. Era trecut de ora 2 când cei trei se deplaseau cu un Opel pe strada Băcioiului din municipiul Chișinău. La un moment dat, în condiții necunoscute deocamdată, tânărul în vârstă de 22 de ani, care se afla la volan, a pierdut controlul și s-a izbit cu putere într-un copac. Lovitura a fost fatală pentru pasagera de 23 de ani, care s-a stins pe loc. Conducătorul auto a fost blocat între fiarele contorsionate ale automobilului și a fost descarcerat, apoi transportat de urgență la spital. Din acest accident a fost adus doar un pacient. Pacientul a suferit traumatism craniocerebral închis, contuzie cerebrală, a fost internat în secție neurochirurgie, dar la scurt timp a părăsit spitalul. Un alt pasager, prieten de-al șoferului, care la fel se afla în mașină, s-a ales cu răni ușoare. De aceea nu a fost dus la spital. Pe acest caz a fost pornit un dosar penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, dar și care a fost cauza ce a dus la tragedie. Carambol cu patru mașini pe o stradă din capitală. Un BMW s-a ciocnit frontal cu un Porsche, în accident fiind implicate încă două autoturisme. În consecință, o persoană a ajuns la spital. Coliziunea a provocat un trafic infernal în zonă. Mașinile circurând bară la bară. Poliția a pornit o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul, dar și care dintre șoferi se face vinovat. Accidentul s-a produs în această după-amiază pe strada Grădina Botanică din sectorul botanic al capitalei. Din imaginile surprinse de participanții la trafic, se vede că cel puțin patru mașini sunt implicate în accident, două dintre care sunt grav avariate, un BMW și un Porsche care s-au ciocnit frontal. Deocamdată nu este clar din ce cauză s-a produs coliziunea. În urma impactului, o persoană s-a ales cu traumatisme și a avut nevoie de ajutor medical. Din cauza accidentului, în zonă s-a circulat cu dificultate, pe o porțiune în care și așa ambuteiajele sunt la ordinea zilei. Cazul a fost înregistrat la poliție, care urmează să stabilească toate circumstanțele. Accidentul rutier a fost înregistrat astăzi la ore 12:20 pe strada Grădina Botanică. Este vorba de patru automobile, un BMW, Porsche, Dacia și Renault. În rezultat, cu traumatisme s-a ales o persoană care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Victima era pasageră în automobilul de model BMW. Șoferul care va fi găsit vinovat de producerea accidentului rutier va fi sancționat în funcție de rănile suportate de victimă și cu amendă de 1500 de lei, dar și 6 puncte de penalizare. A scăpat ca prin urechile acului. O tânără a fost la un pas de a nimeri sub roțile unui automobil, după ce șoferul mașinii se deplasea cu viteză și nu a observat o petrecere de pietoni. Din fericire, aceasta a frânat în ultima clipă, iar tânăra s-a ales doar cu o sperietură zdravănă, incidentul fiind înregistrat pe o cameră de bord a unei mașini din trafic. Potrivit oamenilor legii, șoferul automobilului urmează a fi identificat în cel mai scurt timp și sancționat. În plină zi, o tânără a fost la un pas de a ajunge sub roțile unui automobil, chiar pe trecerea de pietoni, după ce șoferul, care se deplasea cu viteză, nu a observat-o. Întâmplarea a avut loc pe strada Sarmice Zetuza din capitală, iar cazul a fost înregistrat de poliție. Din imaginile surprinse de camera de bord a unui automobil care se deplasea prin zonă, se poate observa cum tânăra a început să traverseze strada regulamentar, iar șoferul, cel mai probabil din cauza vitezei, a observat-o prea târziu. Din fericire, conducătorul auto a reușit să frâneze brusc, iar tânăra nu a avut de suferit, ci s-a ales doar cu o sperietură zdravănă. La rândul său, conducătorul automobilului și-a continuat drumul, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Potrivit oamenilor legii, la moment cazul este documentat. Șoferul va fi sancționat conform prevederilor legale, abia după ce va fi identificat de oamenii legii, care investighează cazul.
persoana care se afla la volanul mașinii urmează să fie identificată și sancționată cu o amendă de la 900 de lei la 1500 de lei cu aplicarea 4 puncte de penalizare. Urmează conducătorul auto să fie chemat la sediul poliției, prezentate probele și deja procedura continuare de documentare. Momente cumplite a trăit și un șofer, mașina căruia s-a aprins chiar din mers pe un drum din Băcioi. Totul s-a întâmplat în jurul orei 14. Pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul. Din fericire, victime nu au fost raportate. Din imaginile surprinse de martori, se vede că flăcările au pornit la secțiunea motorului. Imediat au fost solicitați salvatorii, care au reușit să potolească focul, fără a se răspândi mai departe. În urma incendiului, nimeni nu a avut de suferit. Potrivit IGSU, focul a afectat secțiunea motorului. Cauza și circumstanțele producerii arterii urmează a fi stabilite. În ultimele 24 de ore, salvatorii de la IGSU au intervenit în 17 situații de risc. Un val de pacienți cu intoxicații grave au ajuns pe mâna medicilor chiar din primele zile ale lunii. Toți s-au delectat cu bucate din ciuperci culese din pădure. Potrivit serviciului 112, 16 persoane, inclusiv 2 copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cele mai multe cazuri de intoxicații sunt din raioanele Bălți, Căușeni, Chișinău, Dondușeni și Florești. Specialiștii susțin că riscurile utilizării ciupercilor în alimentație sunt foarte mari, iar semnele de intoxicație diferă în funcție de tipul de ciuperci și apar imediat sau la câteva ore după ce au fost consumate. Pacientul poate avea grețuri, tulburări intestinale, cardiovasculare și nervoase, deshidratare, salivație, transpirații, scăderea pulsului, a tensiunii arteriale, dureri abdominale, diaree ori convulsii. Pentru a evita pericolul de intoxicație cu ciuperci, se recomandă utilizarea în alimentație doar a celor din unitățile autorizate de comerț și în cantități moderate. În cazul în care ați mâncat ciuperci culese din pădure și vi s-a făcut rău, adresați-vă imediat la medic. În total, pe parcursul anului curent, serviciul 112 a înregistrat 115 cazuri de intoxicații cu ciuperci. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!